Marina ucraineană a provocat o serie de lovituri asupra navelor rusești la intrarea în Golful Sevastopol. Dronele ucrainene ale Serviciului de Securitate al Ucrainei, Seababy, au atacat corvetele Rusiei, provocând avarii semnificative. Ministerul rus al apărării a confirmat că drona a atacat într-adevăr două corvete. Și discutăm acum despre acest subiect cu generalul în rezervă Virgil Bălăceanu. Bună dimineața! Bună dimineața! Vă mulțumim foarte mult! Care sunt posibilele consecințe, domnule general, după mișcarea ucrainenilor și la ce ne putem aștepta în continuare? N-am putea vorbi de niște consecințe. Vorbim însă că privitor la războiul naval este un paradox, să spune, și cred că nu exagerez. Știm prea bine, Ucraina nu mai are forțe navale după invazie. Acestea fie au fost distruse, fie au fost confiscate. Însă modul în care acționează ucrainienii este o modalitate extrem de ingenioasă. Deci ei au inițiativă inclusiv în privința războiului naval. Ei folosesc acum dronele maritime fabricate de ei, chiar dacă, presupunem, ar fi un model britanic și le dezvoltă. Seababy au trecut de la o capacitate de transport de 450 de kilograme explozibil până aproape de 1000 de kilograme. Este totuși o tonă aproape, care poate să aibă consecințe dezastruoase dacă măsurile pe care le au rușii de protecție a navelor nu dau rezultate. Și au avut succes. Au succes cu ceea ce au primit de la occidentali. Vorbim de rachetele cu bătaie lungă, rachete aer-sol, Storm Shadow. Le folosesc, iată, iarăși un aspect care trebuie remarcat, de pe aeronavele lor Suhoi. Deci au reușit să adapteze armament occidental, muniție occidentală, pe aeronavele lor. Mai mult decât atâta, se conlucrează foarte bine, pentru că fiecare serviciu și are cultura sa. Știm prea bine în România că fiecare este pe drumul său, între ghilimele, și mă refer aici la serviciile secrete și la modul în care se cooperează cu forțele terestre, navale, aeriene. Ori aceste lovituri, să le spunem, în adâncimea teritoriului inamicului, înseamnă o colaborare foarte bună între serviciile secrete și cei care, în definitiv, realizează aceste lovituri, fie că vorbim de forțele aeriene, fie că vorbim de forțele navale. În definitiv, ei lovesc în continuare, creează o stare de insecuritate și de instabilitate a rușilor, mai ales legat de Crimeea, nu le permite ca să aibă o manevră de forțe și mijloace foarte deschisă și foarte sigură. Știm prea bine că rușii au întrebuințat forțele navale pentru blocarea porturilor maritime la Marea Neagră, cele dunărene fiind lovite și vor mai fi lovite puternic cu rachetele Shadow 136. În felul acesta reușesc ucrainenii, într-o anumită măsură, trebuie să spunem, să limiteze și capacitatea de mișcare a navelor rusești, pentru că acestea trebuie de fiecare dată să-și ia măsuri de protecție, fie împotriva lovirii cu drone maritime, fie împotriva loviturilor din aer. Ca atare, Rusia nu are o inițiativă și nu are inițiativa de 100%, nu are supremația maritimă, supremația navală în acest război, ceea ce creează iarăși un debușeu bun pentru Ucraina, pentru că Ucraina își menține inițiativa prin atacurile terestre și își menține o anumită inițiativă și prin atacurile asupra capacităților navale ale Federației Ruse de la Marea Neagră. Este un lucru bun pentru că atunci când pierzi inițiativa și nu mai ai capacitatea de lovire a inamicului, fie că vorbim de spațiu terestru, aerian sau maritim, înseamnă că lucrurile sunt destul de complicate, înseamnă că tu treci la apărare pe toate fronturile și în toate mediile și înseamnă că ideea de a elibera teritoriile este un lucru foarte dificil de realizat. Sigur că el rămâne dificil de realizat dacă ne referim la acțiunile terestre, dar nu acesta era subiectul emisiunii.
ei vor mai lovi în continuare, ei aplică un război legat de capacități navale, de capacități de comandă și control, de insecuritate în zona Crimeei, de unde se alimentează și se realizează lovirea, mai ales pe frontul de sud. Vor lovi în continuare ucrainienii și Belgorodul, pentru că este zona de aprovizionare a frontului de est. Vor lovi și celelalte regiuni care sunt la granița cu Ucraina, fie că vorbim de Kursk, de Briansk, vor lovi și în adâncime către Moscova, pentru că pe de o parte asistăm la lovituri în adâncime specifice ducerii unor operații clasice, mă refer la Crimea și la Belgorod, iar celelalte lovituri în adâncime aparțin războiului psihologic și informațional, pe care cu o anumită doză de succes Ucraina îl aplică Federației Ruse, dar asta nu înseamnă că războiul s-a mutat din Ucraina, din sud-estul Ucrainei, în Federația Rusă. Războiul va rămâne în sud-estul Ucrainei și va fi un război de lungă durată. Spuneați că aceste drone sunt de fabricație ucraineană? Absolut. Dacă vorbim de Sea Baby, da, sunt de fabricație ucraineană. Ceea ce înseamnă că n-ar fi o problemă pentru ucraineni să le aibă la îndemână, să poată să intensifice aceste atacuri. Mă gândesc. Sigur, depinde de menținerea capacității de fabricare, pentru că rușii vizează să lovească nu numai sistemul energetic, nu numai portul într-un război economic, o țintă predilectă este și industria de apărare. De fapt, ei în atacurile asupra forțelor navale, inclusiv în atacurile asupra Sevastopolului, au mai folosit și o altă rachetă care e produsă de ei pe un patent rusesc, e vorba de racheta Neptun, același Neptun care a dus și la scufundarea de către ucrainieni a acurtișătorului Moskva. Deci au un război și practică un război ingenios și atunci când primesc o capacitate din partea lumii occidentală, o utilizează înțelept. Dau un exemplu. Rachetele cu bătaie lungă britanice, Storm Shadow, nu le folosesc pentru a lovi zona Kursk, pentru a lovi zona Briansk, nu le folosesc pentru a lovi direcții înspre Moscova. Le folosesc pentru a lovi capacități militare, infrastructura militară, echipamente militare, depozite în Crimeea, pentru că e un spațiu care a aparținut până la urmă Ucrainei și este un spațiu în care lovirea nu înseamnă că te duci în adâncimea mare a teritoriului inamicului, ci într-o adâncime operativă foarte apropiată din punct de vedere al luptei armate, a legilor luptei armatei, chiar și a dreptului internațional, aceste lovituri sunt pe deplin justificate.